Ar vrea să spunem Tatăl nostru cu toții împreună, imediat după ce vom citi versetul 1 din Luca, capitolul 11. Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a sprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Apoi le-a zis, când vă rugați să ziceți. Putem avea imaginea: Tatăl, haideți să încercăm cu toții deodată. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci zbăvește-ne de cel rău, căci a ta este și puterea și slava în veci. Amin. Vreau să ocupați locurile? Se pare că tehnologia nu ține pas cu noi. Aș vrea să intitulăm predica din seara aceasta Învață-ne să ne rugăm. Am împrumutat titlul de aici, din Luca, capitolul 11, versetul 1. Ucenicii l-au auzit pe Mântuitorul rugându-se și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Învață-ne și pe noi. Ucenicii au spus, noi am auzit că Ioan i-a învățat pe ucenicii lui să se roage. N-ai putea să ne înveți și pe noi să ne rugăm? Avem un PowerPoint dacă vreți să ne ajutați. Cu asta am apreciat foarte mult. Uh, Învață-ne să ne rugăm. Cred că una dintre cele mai mari nevoi ale noastre este aceasta să învățăm să ne rugăm. Și nu există dascăr mai bun decât Domnul nostru Isus Hristos, învățătorul care ne poate asista în această mare nevoie a noastră. Spuneam că în toate domeniile vieții noastre noi avem nevoi și dacă îmi face o listă de nevoi, fiecare am găsit o listă foarte lungă de probleme și de nevoi ale vieții noastre. Dar le avem, se pare, pentru că viața de rugăciune nu este ceea ce ar trebui să fie. Nu știm să ne rugăm sau nu ne rugăm deloc. Avem nevoie și noi ca ucenicii Domnului să învățăm să ne rugăm. Știți că învățarea se poate face uh, prin exercițiu? Nu știm să ne rugăm pentru că nu facem exerciții ale rugăciunii. Oameni care se roagă mult știu să se roage. Oameni care se roagă rar nu știu să se roage. Aveam uh, un prieten la Chicago uh, care se temea de rugăciune foarte tare, mai ales să nu-l pun în public cumva să se roage. Și știți că veneau evenimente de familie, nuntă, eu știu, binecuvântări de copii și l-aș fi vrut să-l pun pe bunicul să se roage. M-a luat deoparte și mi-a spus, mă petrică câți bani trebuie la biserică, da, oricând, dar să nu cumva să mă pui să mă rog în biserică. Era înspăimântat de asta. Uh, am învățat și eu lecție foarte repede, când aveam nevoie de bani la biserică, spuneam, m-am gândit să te pun la rugăciune, duminică. <laughs>, <laughs> Mergea la caserie automat, uh, ca să nu ajungă să fie pus să se roage. Haideți să vedem din viața Domnului Isus și din lecțiile care El le-a dat despre rugăciune câteva principii extrem de importante pe care aș vrea să le parcurgem acum. Domnul ne-a învățat și ne-a sfătuit să ne rugăm în secret. Duminica trecută am învățat că secretul rugăciunii este rugăciunea în secret, nu-i așa? Domnul a spus, intră în odăița ta, în cămara ta, în colțul tău, în locul tău special de rugăciune, închide ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Roagă-te în secret înaintea lui Dumnezeu. Farisei erau oameni ai rugăciunii, se rugau, dar se rugau în public, se rugau să-i vadă alții, se rugau în stradă să-și capete aplauzele. Și toată lumea când aude un rom, și vede un om că se roagă, trage concluzia că ăsta e un om, un om al lui Dumnezeu, un om sfânt. nu e așa? Fariseii erau mai, mai interesați în imaginea oamenilor despre ei decât într-o relație corectă cu Dumnezeu. De aceea nu iubeau rugăciunea în secret. Oamenii care iubesc rugăciunea în secret se roagă scurt în public. Știți asta? Se pare că cea mai lungă rugăciune a Domnului Isus Hristos este din Ioan 17, care uh, nu durează decât vreun minut și jumătate. Uh, Domnul s-a rugat foarte scurt. La mormântul lui Lazar a rostit doar o, o frază sau două. Rugăciunile publice ale Mântuitorului au fost foarte scurte, dar viața lui de rugăciune, relația lui cu Tatăl, în secret, a fost, de fapt, secretul vieții sale de biruință. A, în al doilea rând, Domnul spune, rugați-vă cu sinceritate. Nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Nu învățați o rugăciune pe de rost. Fiecare dintre noi avem experiența aceasta din bisericile de unde venim. Eu știam pe cineva cum se roagă, când îl punea să se roage, deja știam rugăciunea. Era o frază tipice pe care le spunea continuu și deja știam rugăciunea aceea. Îmi închipui că dacă biserica s-a rugat de două sau trei ori, el spunea de două sau trei ori aceeași, aceeași poezie. roagă cu sinceritate. Nu spuneți aceleași vorbe, nu spune aceeași poezie. Pune inimă în cuvintele acelea. roagă cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Nu te ruga de fațadă, nu te ruga să audă oamenii. Nu spune cuvinte care n-au nimic de a face cu tine însuși și cu uh, inima ta. Apoi, fii specific în rugăciune și vom vedea pe parcursul acestor săptămâni că rugăciunea Tatălui nostru este o rugăciune extrem de specifică. Domnul ne-a învățat să cerem lucruri foarte concrete, pe nume. Fii foarte specific în, în rugăciune. Apoi, uh, în al patrulea rând, Domnul ne-a învățat să fim constanți în rugăciune. Trebuie să existe o disciplină a rugăciunii. Pentru că rugăciunile Domnului Iisus au fost rugăciuni foarte disciplinate. Dis de dimineață, uneori noaptea întreagă era la rugăciune înaintea Tatălui. Există o disciplină în rugăciune în viața noastră. Cineva a spus că pe noi, pe majoritatea, ne duce la rugăciune dezastru. Când ne lovește boala, când dăm de un accident, când se întâmplă ceva cu noi, dezastru ne duce pe genunchi. De fapt, ar trebui să ne ducă pe genunchi disciplina, nu dezastru. Daniel se roagă de trei ori pe zi. Că e vreme bună sau vreme rea, că e în bune relații cu împăratul sau e amenințat de legile date de împărat. De trei ori pe zi, cu ferestrele deschise spre Ierusalim, se roagă disciplinat și uh, constant uh, înaintea lui Dumnezeu. În al cincilea rând, Domnul ne învață să fim pasionați în rugăciune. Iată ce spune în Evrei, capitolul 5, versetul 7 despre Domnul Iisus, că se ruga, rostea rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Cu strigăte mari și cu lacrimi. Așa se ruga la Tatăl Luminii, la, la Tatăl lui din ceruri. Și ultimul lucru din principiile acestea ale rugăciunii pe care ne le-a le arătat Domnul Iisus este că rugăciunea trebuie să fie uh, intimă. El zice... Ava, adică tată. Știți că acest cuvânt Ava este sinonimul, este, este expresia aceasta românească, tăticul? Eu nu i-am spus lui tata niciodată tată sau tată. Nu știu, mi s-a părut impropriu, mi s-a părut rece. El a fost tati. Pentru mine el a fost tati și mami. Este ceva asemănător. Când Iisus rostește numele Tatălui, El nu spune Tată, ci spune Tăticule, Ava, Tăticule. Rugăciunea trebuie să fie intimă. De fapt, vom învăța uh, data viitoare când vom analiza prima frază rugăciunii uh, Tatăl nostru care ești în ceruri, că rugăciunea este și trebuie să pornească dintr-o relație de tată și fiu cu Dumnezeul nostru. Rugăciunea aceasta tatăl nostru se numește și rugăciunea domnească, rugăciunea domnească pentru că ea a fost spusă de Domnul Isus Hristos prima dată. Auzim de această rugăciune de la El. Apoi rugăciunea aceasta este uh, modelul cel mai faimos de rugăciune din Scriptură. Nu găsim nicăieri în Scriptură o un model de a ne ruga. Putem să citim rugăciuni ale multor oameni din, din Scriptură, dar aceasta este, este, singurul loc, acesta este singurul loc din Scriptură în care ni se dă un model cum să ne rugăm, ni se dă schița dacă vreți, ni se dă scheletul, ni se dă the outline, cum se spune în limba engleză. Cum să ne rugăm? Punctele principale ale rugăciunii noastre. Valoarea aceasta a rugăciunii Tatăl nostru sau rugăciunii Domnești nu constă doar în simpla e-recitare de către credincios. Și cred că toată lumea știe Tatăl nostru, nu este niciun, niciun fel de problemă, dar puterea și valoarea acestei rugăciuni nu este să recităm rugăciunea aceasta, deși este important, mai ales în momente ca acela de la uh, Suceava sau de fapt peste tot, unde au fost adunați frații la demonstrațiile acestea împotriva Barnevarnetului, s-a rostit rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea, cum spuneam înainte, este un model, o schiță de urmat a rugăciunilor noastre. Ni se dau punctele principale și sunt șapte puncte principale pe care le vom discuta șapte duminici la rând din această rugăciune a Tatăl. A Domnului Iisus Hristos, din modelul acesta de rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Dar haideți să le parcurgem aceste șapte în timpul care îl mai avem și să vedem la modul general care sunt cele șapte puncte, dacă vreți, din această rugăciune atât de importantă. Numărul unu, recunoașterea lui Dumnezeu ca Tată Ceresc. Tatăl nostru care ești în ceruri. Este modul în care noi ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu este Tatăl nostru și nu un tată oarecare. Este un tată care locuiește în ceruri. El are o împărăție peste care domnește și împărăția aceasta este întregul univers. Tatăl nostru este Dumnezeul care conduce întregul univers. Locuința lui este în ceruri. Îi recunoaștem poziția și puterea, recunoaștem privilegiul acesta extraordinar pe care îl avem să stăm în fața stăpânului Universului întreg, care este în același timp Tatăl nostru. Și suntem învățați să ne adresăm lui dintr-o relație de fiu și Tată, ne adresăm Tatălui nostru care locuiește în ceruri. Prima parte a rugăciunii, care va fi de fapt subiectul predicii noastre de duminica viitoare, este aceasta, îl recunoaștem pe Dumnezeu ca Tată Ceresc, ne ajustăm la această relație și ne rugăm din această relație ca și copil, ca și copii a unui tată atotputernic. Numărul 2. Începem să căpătăm reverență față de numele Lui Cel Sfânt. Sfințească-se numele Tău ne adresăm celui mai sfânt nume care există în cer și pe pământ. Nu există un alt nume. Atât de special era numele acesta lui Dumnezeu, că evreii nici măcar nu îl scriau vreodată și se temeau să-l pronunțe. Mai degrabă vorbeau despre calitățile lui, spuneau inefabilul, inegalabilul, vorbeau despre uh, calitățile lui Dumnezeu. Iar când scriau numele lui Iahve, scriau numai consoanele. De aceea, uneori, se supune că nu știm exact cum se pronunță numele lui Dumnezeu nici astăzi. Nu știm care vocale se pun între consoanele acelea. Apoi, rugăciunea noastră trebuie să manifeste cea mai mare reverență și venerație pentru Dumnezeu, care este sfânt, care este uh, neprihănit, care este curat, nu există nimic mai înălțător și mai glorios ca numele acesta al Dumnezeului nostru. De aceea, în cele 10 porunci, era un mare păcat să folosești numele Lui în deșert, să rostești numele Lui uh, legat de lucruri triviale. Din reverență față de numele Lui cel Sfânt, se naște adevărata închinare a credinciosului. Știți de ce nu ne închinăm noi cu adevărat, nici măcar în cântare sau în rugăciune în biserică? Nu știm cu cine avem de-a face. Nu realizăm cât de sfânt este Dumnezeu în fața căruia noi stăm. Eu sunt îngrozit în se duce și lumea evanghelică de astăzi, de la îmbrăcatul neglijent și iar am fost în România într-o biserică în care cântăreții erau un pantalon scurți uh, și uh, mă rog, în, în, într-o ținută de stradă. Uh, îmi place că noi românii încă mai păstrăm aici în America. Atunci când venim la casa lui Dumnezeu, măcar ne îmbrăcăm frumos și ne îmbrăcăm cât se poate de civilizat. Atitudinea noastră se manifestă de la felul în care ne îmbrăcăm, la felul în care vorbim, la felul în care ne purtăm, pentru că stăm în fața unui Dumnezeu sfânt. Și cerem în rugăciunea noastră ca acest nume sfânt să se sfințească mai mult prin noi și prin viața noastră. În al treilea rând cerem ca să vie, să vină împărăția lui Dumnezeu și să se facă voia lui Dumnezeu așa cum se face în cerul să se facă și pe pământ. Sunt legate cele două lucruri unul de altul, venirea împărăției și voia lui, pentru că atunci când Dumnezeu este împărat undeva, voia împăratului se face peste teritoriul acela, așa -i? Când există o împărăție, pe teritoriul peste care domnește împăratul, se face voia împăratului respectiv. Știm că Dumnezeu este împăratul cerului, împăratul Universului. Se face voia lui în ceruri. Dar ne rugăm acum să se extindă această împărăție și pe pământ, făcându-se voia lui și pe pământ, tot așa cum se face în ceruri. Din fraza aceasta, din rugăciune, s-a născut o adevărată teologie în ultima vreme, în care oamenii sunt învățați să extindă granițele împărăției lui Dumnezeu în între noi și uh, chiar se vorbește despre o invazie a cerului pe pământ, prin faptul că credincioșii aduc împărăția lui Dumnezeu printre noi uh, și pregătesc această împărăție prin, prin viața noastră. Recunoașterea împărăției sale cere, uh, care este uh, împărăție sale, uh, ea este suveranitatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Recunoaștem că El este suveran peste toate lucrurile. Împărăția Lui este expresia Domniei Lui peste întregul Univers. Și ne exprimăm dorința ca voia Lui să se facă și pe Pământ, așa cum se face în ceruri. Să asculte de El și oamenii, așa cum ascultă îngerii. Implicit. Există împărăția întunericului cu care noi suntem în conflict. Fraza aceasta spune, Doamne, coboară cu împărăția ta și în lumea noastră unde domnește împărăția întunericului și alungă-l pe cel rău, fă să se lărgească granițele împărăției tale. A patra frază a rugăciunii spune, recunoaștem că Dumnezeu este sursa tuturor nevoilor noastre, este sursa de aprovizionare a nevoilor noastre. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de ne o nouă astăzi. Nu? Recunoașterea că El ne asigură cele necesare vieții. Nu deșteptăciunea noastră, nu hărnicia noastră, nu uh, afacerile noastre, businessul nostru, ci este mâna lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu, că avem pe masă pâine în fiecare zi. Și o cerem zilnic, pentru că zilnic avem nevoie să recunoaștem că El aprovizionează în fiecare zi familia noastră cu cele necesare. În al doilea rând, pâinea de care avem nevoie în fiecare zi este dependența noastră zilnică de El. Zilnic avem nevoie de Dumnezeu. Zilnic avem nevoie de hrana noastră, de aceea. În fiecare zi recunoaștem că depindem de El. Ar trebui să o cerem zilnic de la Domnul și să trăim prin credință. Mai în glumă, întotdeauna mi-aduc aminte de traducerea aceasta lui Cornilescu care zice, pâinea noastră cea de toate zilele de noi astăzi. Și prima impresie a minții noastre este că uh, am vrea ca Dumnezeu să ne dea toată pâinea pentru restul vieții azi. Nu? să o stocăm și să fim asigurați pentru restul vieții. Nu asta vrea să spună textul. Pâinea noastră de care avem nevoie în fiecare zi. Și e adevărat că avem nevoie de a în toate zilele vieții noastre. Dar dă-ne o nouă astăzi, dă-ne o pâine odată. Noi mai avem o cântare pe care o cântăm în biserica noastră și o cântăm tot, o traducere greșită a acestei, a acestei idei. Uh, a day at a time, o zi odată. Nu? Unii spun ca Domnul să ne dea numai o zi și după aia plecăm la el. Cam asta sună cântarea noastră. Ar trebui să avem grijă ce cântăm, că s-ar putea să ne ia în serios Domnul. <laughs> uh, să știți că... Uh, Intenția rugăciunii Tatăl nostru este aceasta. Dă-ne, Doamne, în fiecare zi pâinea de care avem nevoie. Nu toată odată. O pâine pe zi. Există o misiune în Ucraina pe care am sponsorat-o de multă vreme, mulți ani, la cealaltă biserică. Era un frate de-a nostru care și-a făcut o mică brutărie și dădea o pâine pe zi la toți săracii din oraș încărca o camionetă și se ducea cu câte o franzelă la toți sărace din oraș. Era un lucru extraordinar, o pâine pe zi. Să nu uităm însă de pâinea noastră duhovnicească. Știți că omul trăiește nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Adeseori avem grijă de stomac și arătăm bine și se vede că muncim, suntem foarte serioși cu chestia asta, dar oare ce se întâmplă cu sufletul nostru? Ce se întâmplă cu... Uh, îl mai hrănim? Îi dăm pâinea cu care el se hrănește? Ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu? Sau uh, să nu ne vadă nimeni sufletul, nu? O fi bulemic, așa se zice? I don't know. Uh, am arătat ca și aia de prin uh, uh, țările în care există foamete. Nu? Să ne vadă cineva sufletul pe care nu îl hrănim de multă vreme. Anorexic. mica muzică și mai grav. Mă rog. Uh, patru. Uh, adică cinci. Căutarea iertării divine, așa cum iertăm și noi unii pe alții, cum iertăm și noi unii pe alții. Știți că cea mai mare nevoie a omului păcătos este de iertare, este foarte interesant și important în același timp că Dumnezeu leagă iertarea noastră, iart, leagă iertarea păcatelor noastre de modul în care noi iertăm pe ei care păcătuiesc împotriva noastră. Am mai spus asta de mai multe ori și cred că o știți, când am învățat pe copiii noștri să, să roage, erau mici, rosteau tatăl nostru, țin minte că l-am pus pe unul dintre ei să să roage seara și să spună Tatăl nostru, a făcut o mică greșeală, care m-a făcut să strig din toată inima Doamne Dumnezeule, să nu-l ascult că-i vai de noi. A zis așa, și a sărit un pic peste o frază din rugăciunea Tatăl nostru, a zis, Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, precum iertăm și noi greșiților noștri. Am strigat tare, Doamne Dumnezeule să nu-L asculți că o să murim de foame toți. Nu vedeți ce bun este Dumnezeu? El nu leagă uh, pâinea noastră de cea de toate zilele, de modul în care iertăm pe alții. Și ne bucurăm de asta, să vii să fie Domnul. Dar ascultați-mă, este ceva mai grav. Leagă iertarea noastră, iar, leagă iertarea păcatelor noastre de faptul că noi nu -i iertăm pe alții. Nu iertăm pe alții, nici el nu o să ne ierte. Este cea mai mare nevoie a omului care să fie iertat. Dar iertarea aceasta care vine de la Dumnezeu depinde de iertarea pe care o dăm altora. nu e așa? Lecția aceasta a iertării nu putem cere fără să o oferim altora. Nu putem ca Dumnezeu să, ne, să cerem să ne ierte și noi nu iertăm pe ceilalți. Doctorii de astăzi spun că neiertarea, că ții resentimente, ură pe cineva, nu-l ierți, ești obsedat de, de ce ți-a făcut ție cineva, neiertarea aceasta este una dintre cele mai periculoase lucruri. Ne distruge sănătatea. Foarte multe boli, vin din urma neiertării. Dacă am ști să iertăm, am fi mai sănătoși. Dar neiertarea produce daune celuia care nu iartă, în primul rând. Este o dimensiune comunitară a rugăciunii Tatăl nostru, dacă ați observat. Dumnezeu este Tatăl nostru, nu? Observați mai încolo. Așa. Pâinea noastră. V-ați spus problema vreodată? De ce nu zice Tatăl nostru în Tatăl nostru pâinea mea? Pâinea de care eu am nevoie în fiecare zi de mână astăzi. Dumnezeu ne dă pâine nouă. Asta înseamnă că am o obligație intrinsecă să împart pâinea asta cu altul care nu o are. Este o dimensiune comunitară și în afirmația aceasta, pâinea noastră, cea de fiecare zi. Iartă ne nouă păcatele, precum iertăm și noi păcătoșilor sau celor care ne-au greșit. Și nu ne duce pe noi în ispită. Observați, e un plural aici, în, în, în toate afirmațiile astea. Pentru că noi suntem un trup al lui Hristos. Suntem biserica Domnului, familia Lui. Și lucrurile acestea care le cerem, ele sunt necesare familiei mari în care noi ne aflăm. Nu uitați de această dimensiune comunitară. Numărul 6. Cerem protecție împotriva ispitelor și a ispititorului. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Acum chiar am primit un e-mail de la o prietenă de noastră din Paris, Maria Iștoc, care mi-a spus că francezii au modificat această traducere să sune un pic mai corect pentru limba noastră. Mă rog, pentru limba lor, dar exact același lucru îl avem și noi. Când zicem nu ne duce pe noi ispită, primul lucru la care ne gândim este că Dumnezeu ne duce în ispită. Și nu este adevărat, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Practic, ar trebui formularea așa, nu ne lăsa în circunstanțe pregătite de ispititorul să cădem în ele. Dă-ne minte și înțelepciune, luminează-ne, ferește-ne de situații în care noi putem să fim ispitiți și să cădem. Dumnezeu nu ne duce în ispită, nu ispitește pe nimeni. Știți că ispita este punctul de pornire a oricărui păcat? Oricare păcat în viața noastră a început cu o ispită. Era foarte simpatică că pocăiții nu înjură, nu înjură nu, nu jură. Jură toți, unii, unii mai înjură, adevărat. De aia nu m-au să mă duc la fotbal cu ei, de exemplu, să aflu cum bine binecuvântează pe adversari. Dar una dintre vorbele foarte des folosite de pocăiți, lipsească ispita. Lips ispita. Ispita, nu știu ce înseamnă, probabil era diavolul, nu? Ispititorul. Lipsească ispita. Poate că nu e rău să... Nu folosim ca în jurătură, vorba aceea, nu? Sau dăm de un o, oh, ispita, venit ispita peste noi, nu? Am luat un cui în roată, ispita, dar poate să nu fie chiar asta. Ispita este punctul de pornire a oricărui păcat. Este tentația. Știți că diavolul are acces la mintea ta? El poate să vină la mintea noastră prin gândurile noastre, prin sentimentele noastre, prin visele noastre, nu? Nu v-ați trezit dimineața, transpirați complet și v-ați mulțumit Domnului că a fost un vis numai? Nu? Coșmarele care vin peste noi? De a are acces la mintea noastră și vine și însămânțează gânduri. De ce este important să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că atunci când vine ispita, poți să o contracarezi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus, scris este, tu nu mă poți păcăli pe mine cu ideile astea să transform pietrele în pâine. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este un principiu fundamental. Omul nu trăiește numai cu pâine, trăiește și cu cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Când noi suntem plini de cuvântul lui Dumnezeu, când vine diavolul și seamănă gânduri care nu sunt de la Dumnezeu, care nu sunt după voia lui, idei, cine știe, sentimente, știm să le verificăm. Avem o sită prin care le cernem și știm că sunt de la Dumnezeu sau de la Deavolul. Imaginați-vă situația aceea, Domnul le spune ucenicilor, eu am să fiu arestat și am să ajung să fiu crucificat și am să mor. Și Petru le ia deoparte și zice, Doamne, să te ferească, Dumnezeu să-ți se întâmple o chestie din asta. Nu? Ai grijă? Ferește-te de asemenea lucruri. Știți ce a spus Domnul? Înapoi a mea, satano. Era Petru satana? Nu, absolut deloc. A vrut Domnul să-l ofenseze pe marele pescar? Nu. Dar a spus, gândurile tale nu sunt de la Dumnezeu. Satana vorbește prin tine acum. Satana ți-a băgat niște idei în cap care sunt împotriva uh, sacrificiului meu suprem pentru umanitate. Vrei să mă păzești. Deavolul știe că moartea mea răscumpărătoare pe cruce va elibera lumea întreagă. Gândurile pe care tu mi le aduci, ideile care nu sunt de la tine, deavolul ți le-a băgat în cap. Și uneori ni se par nobile ideile astea, ni se par bune. Dar dacă nu avem filtrul cuvântului lui Dumnezeu, vom ajunge să cădem în ispită. Niciun om nu este scutit de ispite. Satan le va folosi împotriva noastră de fiecare dată. Vreau să vă spun că am trecut și eu prin viață acum până la vârsta asta și vreau să vă spun un, un adevăr. Diavolul are ispitele lui pentru toate vârstele. Okay. Pentru toate vârstele. Dacă crezi că ajunge așa la o vârstă în care e scutit de unele ispite, să știi că diavolul e mult mai șmecher și mai bine pregătit așa, să-ți pregătească pentru vârsta ta și pentru situația în care tot te găsești. Așa că nu o să scapi toată viața de, ispiti, de ispiti, ispitiri și de ispititorul. Dumnezeu ne-a promis să nu ne lasă ispitiți peste puterile noastre. În 1 Corinteni 10 cu 13 ni se spune că atunci când vine ispita, Dumnezeu ne va oferi și ușa de scăpare din ea. Deci, observați, ori de câte ori vine ispita, regula numărul unu, ispita aceea nu este mai mare decât puterile tale. Dumnezeu o dozează în așa fel încât ea nu te depășește. Nu poți să spui, Doamne, n-am putut rezista la ispitaia. Nu, nu poți să spui asta că nu e adevărat. Și, în al doilea rând, Dumnezeu ți-a pregătit o ușă să scapi. Din ispita aceea. Folosește-o, caut-o, fugi pe ușa aceea și scapă de ispititorul. Și ultimul lucru în rugăciunea Tatăl nostru este că atributele care îi aparțin lui Dumnezeu în exclusivitate sunt rostite la încheierea acestei rugăciuni. Și ascultați cuvintele Mântuitorului, care sunt extraordinare și ar trebui să, să ținem cont de ele. A ta este împărăția, puterea și slava. Asta ți aparțin ție. Recunoaștem în final că El este stăpân absolut peste întregul univers. Împărăția o are El. El o deține. El este împăratul împăraților și domn al domnilor. Nimeni nu-i poate lua împărăția din mâinile Lui. Recunoaștem că El are tot, at, toată puterea, este atot puternic. Și Lui se cuvine toată slava, toată gloria, toată mărirea. Pentru că domnia Lui este veșnică. Și spunem în veci de veci. Toate astea sunt ale tale pentru eternitate, pentru vecie. În concluzie vreau să spun câteva lucruri. Și uh, o să fie puține, și o să mă grăbesc să putem termina la timp și să plecăm mai repede acasă, probabil în seara asta. Uh, numărul 1. Nimeni nu se poate învăța. Nimeni nu ne poate învăța cum să ne rugăm așa cum ne învață Isus. O să găsiți cărți de rugăciune, cărți despre rugăciune. Uh, ultimele decade, în ultimii 20 de ani, de exemplu, în America, au apărut mai multe cărți despre rugăciune decât despre toate celelalte subiecte la, la, la rând. Chiar și subiecte, ce știu eu, care sunt foarte hot, foarte hot pentru lumea americană. Cărțile despre rugăciune au depășit în număr toate celelalte subiecte. Cu toate astea, se pare că ne rugăm tot mai puțin, tot mai puțin eficient. Cu toate acestea, toată învățătura care există, nu știm cum să ne rugăm. Singurul care ne poate învăța este Domnul Isus Hristos. Putem învăța de la El cum să o facem, dar putem să învățăm și din viața Lui de rugăciune cum s-a rugat El. 2. Tatăl nostru este un model pentru rugăciunile noastre. Nu este o rugăciune pe care trebuie să o învățăm pe de rost și să o spunem de fiecare dată. Este, dacă vreți, un, o, o schiță pe șapte puncte. Șapte lucruri care ar trebui să conțină rugăciunile noastre. Ar trebui să conțină rugăciunile noastre. N-a până ne intrăm în formă să le scriem pe o hârtie. Și când ne rugăm să începem cu 1, 2, 3 până la 7. Și să stăm la fiecare și să ne rugăm până când devine modul acesta al nostru de a ne ruga, devine al nostru, devine uh, viața noastră de rugăciune, modul în care noi ne rugăm. Modelul este născut din viața de rugăciune a Domnului nostru Isus Hristos. El s-a rugat, s-a rugat tatălui lui din ceruri. S-a rugat să vie împărăția lui și el a venit pe pământ să aducă împărăția lui Dumnezeu. S-a rugat să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ și el a venit să o facă. Și el a spus de atâtea ori, eu n-am venit să fac voia mea, ci voia tatălui meu care este în ceruri. Am venit să o fac pe pământ. Observați, rugăciunea aceasta este izvorâtă din viața Domnul Iisus Hristos, din modul în care El a trăit. Săptămânile care vor veni vom studia fiecare idee principală a acestei rugăciuni și vom aprofunda-o pentru că veți descoperi ce bogăție extraordinare există în fiecare frază rostită de Domnul Iisus Hristos din rugăciunea aceasta. Și mai important decât recitarea ei este să ne rugăm așa cum s-a rugat Domnul Isus. Evrei au fost poporul rugăciunii. Dacă cineva a știut să se roage, au fost acești evrei. Am mai spus ilustrația aceasta, dar ea este o întâmplare reală. În ultima vizită pe care am făcut-o la Ierusalim, în ultima excursie cu câțiva ani în urmă, am reușit să intrăm în tunelul care duce pe sub pe sub muntele unde se află templu, exact pe lângă fundația de altă dată a templului din, din Ierusalim. Este un tunel cam de un kilometru, săpat de evrei în ultimii ani și uh, este un loc absolut unic. Acolo se pot vedea pietre din fundația templului de 14 metri lungime. Vă puteți imagina o piatră de 14 metri lungime, de 2 metri înălțime, și cine știe cât de groasă era, puse una peste alta. O muncă absolut colosală. Dar acolo, în tunelul acela în care am pătruns seara, pe la ora 7, când se stingeau luminile, am ajuns într-un loc în care am văzut ceva care n-am să uit toată viața. Prima dată m-am că n-am știut ce este, pentru că era în, în, cineva îmbrăcat în negru. Era o fată tânără, probabil în 20-25 de ani, lipită cu totul de perete. Lipită de perete, parcă era, eu știu, agățată, lipită de perete la acela. Ghidul ne-a explicat că locul acela este cel mai aproape de Sfânta Sfintelor. Uh, geometric, era locul cel mai aproape de Sfânta Sfintelor. Cine știe ce nenorocire dăduse peste ființa aceea, că veni să la asemenea oră să se roage, să-L caute pe Dumnezeu, să fie cât mai aproape de, de Dumnezeu în, în noaptea aceea. N-am să uit niciodată imaginea aceea atât de extraordinară. Cine știe de cât timp era acolo, lipită de zidul acela care era cel mai aproape de Sfânta Sfintelor. După impresiile extraordinare a celei călătorii prin tunel, am ieșit noaptea într-o parte a Ierusalimului. Era întuneric afară. Am fost sfătuiți să nu plecăm din grup, să așteptăm soldații care trebuiau să ne escorteze prin zona arabă a Ierusalimului. Sunau megafoanele alea care chemau la rugăciune și era sinistru cum nu se poate mai tare. Ne-a dus în marș forțat niște băieți tineri cu pistoale cu laser pe o, pe o stradă îngustă. Ne-au trecut printr-un grup de tineri musulmani care le scânteau ochii de ură împotriva noastră și unul dintre ei a avut imprudența să ne spună că cu o zi în urmă unui coleg de-al lui au luat pistolul și ceilalți l-au împușcat pe agresor în plină stradă. Nu, asta ne mai lipsea. <laughs> uh, dar experiența aceea mi-a rămas pentru totdeauna în sufletul meu. Și drama de la sfârșit, dar femeia aceea care se ruga, lipită de peretele cel mai aproape de Sfânta Sfintelor. Știu că pe mulți dintre noi ne vor duce necazurile și tragediile și suferințele pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și ar fi bine ca pe vremea aceea să știm cum să ne rugăm. Pentru că nu o să fim scutiți niciunul dintre noi. Boala, accidentele, bătrânețea și moartea fac parte din această formulă care se cheamă viața. Și fiecare dintre noi le vom avea. Ar fi bine ca pe timpul acela să știm cum să ne rugăm. Să învățăm de la Domnul Iisus Hristos cum să o facem, pentru că El este singurul care ne poate învăța cum să ne rugăm. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune acum și uh, haideți să ne rugăm în felul acesta, Doamne, învață ne să ne rugăm. Învață-ne să ne rugăm. Vrem să ne rugăm așa cum te-ai rugat tu. Vrem să avem o relație intimă cu tine, tată din ceruri, așa cum ai avut-cu Tatăl. Ajută-ne în timpul acestor studii biblice să învățăm de la tine cum să ne rugăm, să ne rugăm cu toții.